Încep cu domnul președinte PSD Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu. Cum comentați aceste declarații care vin de la un coleg de coaliție? Bună seara, bună seara dumneavoastră, bună seara invitaților din platou. Îi salut și pe colegii care se află ca și mine la telefon. Este o campanie electorală începută prost de către un domn care este de vreo 4 mandate prin Parlamentul României, un personaj apus și plin de ură, care ține PNL captiv în județul Vâlcea. Eu am o relație excelentă cu majoritatea reprezentanților PNL, cu primari, cu toți cei cu care colaborez în plan administrativ, pentru că acum când vorbim, Consiliul Județean Vâlcea gestionează proiecte de peste 560 de milioane de euro, numai fonduri europene, investiții în infrastructură, spitale, protecție socială, turism, educație, cultură, tineret, sport și așa mai departe. Nu poate mai mult și atunci cel care nu poate mai mult, din nou, pentru că a mai pierdut de 2 ori competiția electorală, dacă nu poate mai mult, e principiul la românezone, dacă nu te poate bate cu ghilimele de rigoare, te face hoț sau prost. Dumnealui de 8 ani de zile pune aceeași placă, dar județul a mers înainte și s-a dezvoltat. Nu vreau să comentez, ce spune domnul viceprimar sau cine a spus de la Galați. Vreau să apreciez intervenția celor... Vicepreședinte, iertați-mă, da. Nu am urmărit declarația, vreau să apreciez însă poziția echilibrată a celor doi colegi de la AUR și de la PNL. Vreau să vă spun că la Vâlcea nu există o problemă de colaborare cu PNL-ul. Eu am un dialog foarte bun cu PNL-ul în Vâlcea, numai că PNL-ul la Vâlcea este ținut captiv de un personaj, pentru că vreau să vă spun ceva. Știți că la Vâlcea există doi foști, Ighe Duca este comemorat în fiecare an la Vâlcea. Vintilă Brătianu are un conac aici pe care noi l-am găsit și este spital TBC, am investit până acum vreo 8 milioane de euro în el. Se întorc în mormânt oamenii ăștia, după părerea mea, mari oameni politici PNL, la auzul unor astfel de declarații. Dar eu cred că așa cum a spus și reprezentantul PNL și al AUR, după alegeri, în plan local, fiecare lider, fiecare primar, fiecare lider de la comună până la municipiu trebuie să-și găsească posibilitatea de a face majorități pentru a-și trece proiectele. Asta înseamnă dialog civilizat, asta înseamnă politică fără scandal și fără invective, asta înseamnă să le transmitem la oameni că ne uităm în primul rând la ei și nu la ce scot pe gură unii și alții. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. A fost domnul Constantin Rădulescu, președintele PSD. Vă mulțumesc și eu mult de tot. Domnul Florin.